Bună ziua, colegi, bună ziua la toată lumea, mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Noi avem câteva declarații foarte scurte, nu o să reținem lumea mult timp. Deci, în primul rând, vreau să comunic că Energocom a finalizat una din primele licitații din acest an de achiziție a gazelor naturale pentru consum în această vară și avem deja finalizarea acestui proces. Inclusiv astăzi dimineață am avut o ședință a Consiliului Administrare care ne-a permis și ne permite ca pe viitor să facem următoarele achiziții pentru a ne pregăti de sezonul rece. Deci pentru acest moment noi deja am reușit să avem contractate două companii și putem divulga doar câteva informații din aceste lucruri pentru că avem răspunsul companiei ce putem divulga și ce putem nu. Este o practică normală în acest domeniu și toată lumea trebuie să înțeleagă că relațiile comerciale cumva între parteneri trebuie să fie respectate. Deci una dintre companiile date este compania DEPA, o companie grecească, care fondatori sunt și este statul elen, și datorită deplasării a ministrului Parlikov și a negocierilor de la Atena, am reușit să o atragem în cursă. Asta ne-a permis ca să avem un preț foarte bun și să putem semna un contract cu ei. O altă companie care a dat o ofertă destul de bună și a fost acceptată de Consiliul de Administrare a Energocomului, nu își dorește să fie divulgate numele, cantitatea și prețul, dar putem comunica în linii generale că este o companie destul de serioasă în domeniu, are o experiență vastă și a oferit un preț foarte aproape de ceea ce sunt așteptările noastre. Prețurile noastre care sunt pentru această vară sunt legate de bursă, sunt legate de TTF, plus un coeficient suplimentar sau mic care ne permite să fie transportat până la hotarul Republicii Moldova. Deci, aceste cantități vor fi utilizate pentru consumul nostru curent și poate foarte puțin pentru a fi depozitate în depozitul din Ucraina. Cu părere de rău, noi nu avem depozit de stocare în Republica Moldova și cele mai apropiate sunt cele din Ucraina și România. Încercăm să le utilizăm, care sunt cele mai practice. Deci, cam asta ar fi despre cei ce noi am încercat acum să facem și încă o dată îi reiterăm că noi nu putem divulga alte detalii pentru că avem semnate niște contracte cu aceste companii care nu ne permit să divulgăm datele din cauza unor motive financiare și tehnice care cumva ar perturba relația noastră pentru viitor. Acum ce ține de declarații din presă, atacurile la Energocom, cred că noi cumva încercăm să ne aducem aminte de evenimentele din anul 2021 când toată lumea a atacat Energocomul de fiecare dată. Că nu are capacitatea dată, că are alte tipuri de posibilități, că nu are posibilități. Narativul de a ataca Energocomul este din cauza, cred că, când de curs de 30 de ani noi am avut un singur furnizor, iar acum, la ora actuală, Energocom are posibilitatea să își diversifice rutele și să importe gaz, practic, din orice colț al continentului european și are deja în jur de 15 companii care ar putea livra orice cantitate necesară pentru noi. Noi am fost, suntem și vom fi ținta atacurilor, pentru că suntem, cred că, incomunzi pentru mulți alții care au depins de aceste livrări doar din partea Gazpromului, dar noi o să ne facem meseria în continuare foarte profesional și vom identifica cele mai bune soluții și cele mai bune prețuri pentru consumatorii finali. Să nu uităm despre acel moment când am rămas fără energie electrică în toamnă și să nu uităm despre acel moment când am rămas în toamna 21 fără gaze naturale sau în anul 2022. Deci Energocom a fost acea companie care a avut posibilitatea și capacitatea să livreze continuă resursele energetice și nimeni dintre consumatorii Republicii Moldova, dintre utilizatori, nu a simțit că nu există gaz sau nu există energie electrică. Acum, cu privire la achizițiile de energie electrică sau de gaze naturale care apar în presă. Încă o dată, noi reiterăm acest moment. Ultima achiziție a gazelor naturale a avut loc pe data de 19 ianuarie. Noi am comunicat și data trecută, comunicăm și acum, că aceasta a fost ultima achiziție. Noi alte achiziții nu am avut. Avem un instrument care se numește Bloomberg, un instrument care face niște prognoze de prețuri și am știut foarte bine când vor fi niște prețuri un pic mai joase care să putem face achiziții pentru a avea un preț destul de decent către consumatorii finali. Deci cei ce se flutură prin studiouri, prin nu știu care alte prese, prin nu știu alte lucruri,
Sunt niște declarații vamale, unii indică faptul că de unde a fost importat gazul Republica Moldova. Încă o dată noi mai menționăm că acest gaz a fost depozitat în Ucraina, pentru că doar acolo, la ora actuală, în Ucraina și în România, desigur, putem să depozităm și să păstrăm gazul până la utilizarea lui normală. În alt ce ține despre rezervarea capacităților sau rezervarea țevilor, cum se exprimă alții, am să spun foarte simplu. Deci, dacă până acum furnizarea de gaze naturale era doar dintr-o singură direcție, noi avem acum, la ora actuală, surse diferite, rute diferite, posibilități diferite. Iași, Ungheni, care, de exemplu, este o rută nouă pentru noi și Energocom a utilizat-o pentru o prima dată, acest lucru ne permite să diversificăm sursele și să fim competitivi pe piață. În rest, eu am vrut ca să avem mai multe întrebări din partea voastră, pentru că înțeleg că există multe neclarități și am să dau spațiu ca să pot să răspund, să fac lumină în acest, în acest domeniu. Da, vă rog. Da, Svetlana Corite, Vera Moldova, referitor la contractul care a fost semnat cu DEFA, Grecia, sau ați ajuns la o înțelegere, care este prețul de achiziție și cantitatea care urma să fie cumpărată sau în limita posibilităților care ne puteți anunța astăzi? Comunica. Deci, noi de fiecare dată încercăm să discutăm cu fiecare partener ce putem comunica. Deci, comunicatul de presă care va fi pus, cred că astăzi, inclusiv pe site-ul nostru și celor de la DEPA, este un comunicat comun care se comunică doar despre denumirea companiei și în rest, ca cantități, preț nu poate fi divulgat. Dar, cum am spus, este un preț legat de formula TTF, care este bursa din Olanda, un preț de referință, plus un coeficient foarte mic pentru a fi transportat către hotarele Republicii Moldova. Pe ce perioadă ar urma să fie această... Iarăși, nu pot să vă spun, dar încă o dată vreau să reiterez un lucru important. Atâta timp cât noi avem posibilitatea de a diversifica aceste rute, acești clienți și avem un preț de referință TTF, acest lucru să existe sau dezvoltă o premiză ca în toamnă prețul pentru consumatorul final să fie încă o dată examinat de ANRE și totodată propus pentru a fi micșorat. Care ar fi această traseu prin care ar urma să ajungă? Deci, traseile la noi sunt diversificate. După cum cunoașteți, noi avem punctele Iași, Ungheni, Sacția, Grebenichie, Alexeievka, care sunt destul de funcționale și pot fi operate. Uh-huh. Și nu ne puteți spune nici cât la sută ar urma să fie acoperite necesitățile Republicii Moldova? Deci, noi avem mai multe tranzacții, mai multe tipuri de licitație, pe perioade scurte de timp, pentru cantitățile care sunt cumpărate, nu toată lumea are cantitatea atât de mare disponibilă și încercăm pe părți separate să le procurăm. Deci acum am finalizat o procedură, astăzi dimineața am avut aici, în acest birou, am avut ședința Consiliului de Administrare, care ne-a permis să facem următoarea rundă de negocieri și licitații cu gaze naturale. Și dacă nu reușim, mai facem licitații până vom completa tot necesarul de consum pentru sezonul rece. Și despre cealaltă companie care nici nu ați divulgat numele, la fel va fi pentru consum curent sau acolo ce fel de contract? Da, la fel va fi pentru consumul curent. Am prezentat e-mail-urile către membrii Consiliului de Administrare, din care este reprezentant și reprezentant societății civile. A înțeles și a confirmat că noi nu putem divulga numele, cantitatea și prețul, pentru că ei au refuzat, partenerii au refuzat, pentru a-și proteja partenerii, pentru a-și proteja riscurile sau nu avea niște riscuri atunci când trebuie să livreze aceste cantități de casă. Dar când vom putea afla cine este cea de două companii? Când ne vor permite ei, deci doar la permisiunea lor. Contractul format, sunt niște contracte EFET care sunt aprobate de Asociația Traderilor din Europa. Există așa un format EFET în lumea gazieră și a energiei electrică din Europa. Există niște paragrafe, niște puncte unde se comunică foarte clar. Companiile nu pot divulga sau pot divulga niște date doar cu acordul celorlalte părți. Deci atâta timp cât nu avem acordul părților, nu putem comunica și noi trebuie să dezvoltăm și să demonstrăm că Energocom este o companie serioasă care respectă prevederile contractelor și să creăm un nume, pentru că Energocom cu un an în urmă nu a fost cunoscut de multă lume. Acum încetişor noi creăm un nume și partenerii ne caută, ne identifică, vor să coopereze cu noi, pentru că deja am ajuns la un nivel mai înalt. Clar că mai avem mult de lucru, noi nu
negăm acest lucru, acest fapt, dar suntem în proces continuu de dezvoltare și asta ne bucur foarte mult că putem face față cerințelor la ora actuală. Ce stocuri de gaz mai avem în Ucraina? Noi la ora actuală avem în jur de 100 de milioane de metri cubi de gaze naturale, dar totodată avem acea hotărâre de guvern aprobată nouă, care s-a solicitat la Energocom să completeze stocurile strategice încă cu 22,8 milioane de metri cubi de gaze. Și, practic, o bună parte din aceste gaze vor fi ca stocuri strategice. Stocurile strategice, conform hotărârii de guvern, pot fi utilizate doar dacă, prin dispoziția Comisiei Situații Excepționale, în niște cazuri excepționale sau de riscuri majore. Și, în prezent, consumatorii din Republica Moldova consumă gaz achiziționat din ce state, dacă putem să concluzionăm? Noi putem spune că o bună parte a acestui gaz este gaz non-rusesc, gaz european, pentru că prin dispoziție CSE noi am procurat și gaz de la Moldova Gaz, care cumva are o cotă parte din acel gaz. Dar comunicăm că gazul este consumat, deci dacă am consumat gazul de la Moldova Gaz, practic este gaz european. Vă comunic, prețul pentru depozitare pentru un an de zile pentru un megawatt este de 1,59 euro pentru un megawatt. Deci nu este un preț exagerat de mare, este un preț foarte competitiv și depozitul din Ucraina oferă cel mai mic preț și și din faptul că este un depozit care are posibilități enorme de depozitare, există un grafic flexibil de injectare și extragerea gazului din depozit. Deci este unul destul de prietenos mediului tradingului și ne permite să facem afaceri cu depozite din Ucraina. Și suntem pe voi și care este acum prețul mediu pe piață pentru gazele naturale și dacă aveți date, va avea o tendință de creștere, ce spun? Deci, ceea ce cunoaștem noi, oferind instrumentul Bloomberg care am comunicat, ieri bursa s-a închis în jur cu 27 de euro pe megawatt pentru day ahead, pentru ziua următoare. Astăzi încă nu am reușit, fiind implicat în totalitate, nu am primit, dar noi primim informații permanente, avem un departament de analiză, putem să-l prezentăm, sunt colegii care permanent urmăresc tendințele creșterii, plus toți cei care sunt antrenați și angajați în Energocomului, din două în două ore primesc informația prețului la bursă pentru a fi la curent cu ce se întâmplă pe piață. Prețul de ieri 27, tendințele sunt în creștere câte un pic, se așteaptă, la ora actuală se așteaptă că în luna decembrie, dacă vorbim de sfârșitul anului, să fie în jur de 45 de euro pe megawatt. Dar ele cresc treptat. De ce crește prețul în luna decembrie? Pentru că atunci consumul este mai mare, cererea este mai mare și logic prețul crește. Este o întâlnire a cererii cu oferte. Portalul politic media. Spuneți-ne, domnule director, există o diferență de importul de gaz până la hotar și după hotar? Pentru că politicienii au vorbit ieri că ar exista o diferență de intrare în țară. Deci, noi putem procura la punctul de ieșire Iași, de exemplu, ulterior pentru a punctul de intrare Ungheni să achită o taxă. Aceste taxe sunt reglementate de ANRE. Și intrarea în sistemul de transport, iarăși este o taxă aprobată, reglementată de ANRE. Plus, deja toate taxele vamale ce țin de import. Deci, până la hotare este un preț, ulterior când intre în zona Republicii Moldova, să achită alte taxe în conformitate cu legislația noastră. Da, și s-a vorbit despre stocurile pe care le-am procurat noi la un preț mai ridicat, de peste 900 de dolari. Cele care sunt depozitate, multă lume vorbește despre faptul că ar trebui să închidem consumul la acele stocuri și să consumăm gaz procurat acum de piața europeană la prețuri mici. Este posibil așa sau se vorbește despre un mix dintre gazul procurat scump și gazul ieftin? Deci, aceste stocuri nu pot sta la nesfârșit în depozitul în Ucraina. Deci, depozitul din Ucraina ne permite de a depozita acest gaz pe perioada de 3 ani de zile. Deci fiecare lot care este depozitat are o perioadă de 3 ani de zile, după asta trebuie sau să fie utilizat sau să-l extragi și să-l introduci înapoi. Așa sunt regulamentele depozitului. Noi considerăm că acest gaz va fi, care este procurat în toamna anului 22, se va face un mix între cel care cumpărăm acum de pe piață și se va include o parte micuță din aceste stocuri. Deci va fi un mix. Va fi un mix. Și respectiv prețul care va fi?
o independență de prețul de procurare. Dar asta nu va influența atât de mult prețul, pentru că gazul noi avem 100 de milioane, dar noi consumăm pe timp de un an 1 miliard de metri cubi. Deci el practic se primește 10%, dar dacă îl mai împărțim la 2 sau la 3 ani, el o să fie un procent foarte, foarte mic. Da, și să vorbim despre faptul că dobânzile la creditul BERD ar fi pe undeva incluse în tarif, ar pune presiuni pe tarif. Este așa sau nu? Deci, creditul BERD a fost aprobat de guvern și legislativ, Energocom doar utilizează acest credit și sigur el are o cotă de rambursare a procentului dat, stabilit și negociat între guvern și BERD. Deci acest lucru nu este partea Energocomului de negocieri, dar Energocomul este cel care trebuie să întoarcă creditul BERD inclusiv cu aceste cheltuieli suplimentare. Ele, în comparație cu creditele care sunt în piață, sunt cu mult mai joase, de asta este un credit mai mare și prețul este cu mult mai jos decât cei ce puteți găsi la piețele sau la băncile comerciale din Republica Moldova. Da. S-a vorbit după micșorarea tarifului la gaz despre faptul că companiile de distribuție ar lucra în pierdere. În continuare nu sunt mulțumite de acest tarif și s-ar acumula iar de ieri financiară. Vedeți un asemenea tablou mai înspirat? Deci, Energocomul lucrează la piața în gro. Piața în gros livrează gaz către piața de retail, furnizor, cum ar fi Moldova Gaz. Moldova Gaz, pentru a furniza gazul către consumator, trebuie să-l distribuie prin rețele distribuției. Deci, acel segment este unul reglementat. Și doar Andreiul poate să stabilească, sunt aprobate tarifele corecte sau nu sunt corecte. Noi putem discuta despre piața noastră și domeniul unde activăm noi la ora actuală. Nu cunosc detalii, nu știu ce documente sau care acte sau calcule au fost prezentate de companiile distribuției ca să mă pot expune corect în momentul dat. Un deputat din Rada Suprema Ucrainei spunea că se fac lucrurile la reabilitarea rețelei electrice din Ucraina și vreau să vă întreb, domnule, când ar fi gata să reluăm acest import de electricitate din Ucraina? Este luna iulie o posibilitate? Deci noi la ora actuală avem încă active contractele cu companiile din Ucraina, cum ar fi Ukrhidroenergo și Energoatom. Ele sunt active, ele nu au fost reziliate. La ora actuală, colegii de la Ukrhidroenergo încă ne mai propun careva oferte. Prețul propus de Ukrhidroenergo este de 55 dolari pe timp de noapte, doar în perioada când ei au posibilitatea să ne livreze ceva cantități și atunci noi sigur că le acceptăm pentru că ele sunt prețuri destul de bune, dar cantitățile sunt limitate și pe timp de zi ei ne propun un preț de 90 de dolari. Deci, în dependență de ore, în dependență de cantitățile disponibile și necesitatea consumului nostru, noi îi contractăm și încercăm să procurăm, pentru că acestea sunt prețuri destul de rezonabile în comparație cu ce avem acum în regiune. Dar nu este o livrare non-stop? Nu există o livrare non-stop. Deci, în limita capacităților și posibilităților, după cum cunoașteți acel eveniment din Ucraina din ultimele zile, cumva a creat o dificultate inclusiv și pe piața energetică. Dar să vorbim despre faptul că procurați gaz la un preț exagerat, spre exemplu, cu agenții economici care au licență pe piață, ei sunt peste 80. Iată, în luna mai USAT afirmă că ați procurat gaz cu 20 de lei comparativ cu companii care procur gaz cu 11 lei. Este această discrepanță sau? Reiterez, comunic încă o dată pentru toată lumea. Ultima achiziție a gazelor naturale Energocom le-a avut pe data din 19 ianuarie. Astăzi dimineață am comunicat că s-a finalizat procedura de negociere. Deci din 19 ianuarie până astăzi nu am mai procurat gaze naturale. Tot ce se comunică, posibil sunt niște declarații vamale a gazului care a fost depozitat până acum în Ucraina și importat în Republica Moldova. Nu am avut achiziții de gaze naturale. Nu am făcut achiziții pe această perioadă. Comunicăm ca să fie foarte clar. Colegi, deci noi suntem o companie care ne dezvoltăm, creștem, încercăm să creăm cele mai bune premize pentru a avea un preț cât mai minim pentru consumatorul final. Căutăm aceste lucruri nu din dorința de a ne afirma că suntem buni, dar pentru că așa sunt cerințele unui trader. Și de fiecare dată noi când facem niște analize sunt probate prin niște date concrete, sunt date stabilite de platformele, Bloomberg, ICS, Argus,
care trebuie să fie utilizate pentru că ele creează o premiză și o înțelegere ce înseamnă piață și ce urmează să fie pe piață în viitor apropiat. Deci în baza lor se fac aceste lucruri. Deci nu sunt niște decizii a politicienilor sau a organului executiv Energocom. Dar sunt niște analize foarte clare care sunt transmise către Consiliul de Administrare, care sunt aprobate de Consiliul de Administrare Energocomului, de fondator, sunt coordonate cu toată lumea ca să avem toate actele necesare și toate premizele pentru a face următoarele acțiuni. Colegi, dacă mai sunt întrebări? Dar compania aceasta IRU, care, iată, în graficul ăsta este pe locul 3 la procurarea gazului, această companie a fost declarată în legătură cu faptul că exista o persoană care a fost apropiată de guvern. Cum ați văzut discuția? Am să spun despre ce cunosc eu, da? Despre William Copolse, pe care vreau să le spun și compania IRU. William Copolse a fost un expert delegat de, către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în perioada lunii octombrie, atunci când Moldova, când Gazprom a redus unilateral livrările de gaze către Republica Moldova, și el a ajutat guvernul și atunci Energocomul pentru a procura gaze din alte surse de pe piețele europene. Eu, când am venit la Energocom pentru prima dată, nu am avut o tangență, nu l-am cunoscut pe Iulian Copolski. Deja el nu mai era aici, pentru că am venit deja în luna, mijlocul lunii noiembrie, nu cunosc detalii, dar știu că a fost pentru prima dată când Energocom a avut această posibilitate de a învăța cum să procure gaze din alte surse, nu doar de la Gazprom. Dacă a fost numit și a participat în alte evenimente, suntem ok. Încă o dată spunem că Berdu ne-a permis să facem niște precalificări în niște condiții egale pentru toată lumea și doar companiile care au întrunit aceste condiții au fost precalificate. Au fost două runde de precalificări, au fost multe companii invitate, dar la acel moment dorința lor de a coopera cu Energocom era foarte mică pentru că Energocom era o companie fără nume. Și posibil din cauza asta limita companiilor erau mai mici. Între timp noi am dezvoltat și suntem cu o relație și cu mai multe companii disponibile să lucreze cu Energocom. Criteriul de selecție cine câștigă licitația este unul simplu, cel mai mic preț. Și dacă IRU a oferit cel mai mic preț, Energocom are obligațiunea morală să procure cu cel mai mic preț. Pentru că ulterior vrea să ne întrebați de ce am procurat cu un preț mai mare dacă IRU ne-a dat un preț mai mic. Deci, noi ne gândim și la consumatorul final, pentru că și noi suntem aceiași consumatori final când mergem acasă. Deci, IRU a oferit cel mai mic preț în această licitație și de acesta IRU a avut cele mai multe livrări în comparație cu alți participanți la această licitație pe banii Berdului. Colegi, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă urez o săptămână sau un weekend frumos. La revedere, mulțumim!